Bun găsit din nou, prieteni! Ce am învățat la istorie despre piramidele din Egipt? Din manualele de istorie aflăm că piramidele au fost construite în scopul de a găzdui trupurile mumificate ale faraonilor egipteni de-a lungul timpului. Credibilitatea acestei informații, dar și adevăruri recente despre acestea, le vom dezbate în minutele care urmează. Secretul care schimbă istoria. Ai fost mințit. Cum au fost construite piramidele din Egipt? Când și de ce au fost construite? Câte sunt și cine le-a făcut? Întrebări, dileme, mister și controverse. De-a lungul timpului au ieșit la iveală, fie sub forma unor mituri, fie cu argumente științifice, detalii incredibile despre piramidele egiptene. Fascinația pe care o exercită de mii de ani piramidele asupra oamenilor poate fi explicată nu doar prin dimensiunile lor impresionante și tehnica impecabilă a realizării, dar și prin misterul care le înconjoară. Cu toate acestea, întrebările și dilemele din jurul acestor piramide au rămas încă învăluite în mister. Se estimează că au supraviețuit vremii 138 de piramide, inclusiv faimoasa piramidă din Giza, de lângă Cairo. Aceasta măsoară în jur de 135 de metri înălțime și este singura construcție care mai există din cele 7 minuni ale lumii antice, descrise de către Antipater din Sidon, într-un poem în jurul anului 140 înaintea erei noastre. Observate și cercetate de mii de ani, mai ales în ultima perioadă, secretele piramidelor ar fi trebuit decriptate poate de multă vreme. Însă, în ciuda a ceea ce s-a scris, publicat sau analizat, nici acum specialiștii nu s-au pus de comun acord asupra unor detalii esențiale privind aceste monumente. Există diferite ipoteze privind modul în care au fost construite. De fiecare dată rămân câteva dileme și întrebări. Mulți s-au întrebat cum de a fost posibilă ridicarea unor asemenea construcții de către egipteni acum 4.000 de ani, când tehnologia nu era absolut deloc dezvoltată, astfel încât să-i ajute pe oamenii să finalizeze aceste lucrări extrem de grele și complicate. În timp ce multe teorii conspiraționiste sugerează faptul că piramidele au fost construite de către extratereștri, oamenii de știință și arheologii nu sunt convinși de acest lucru, potrivit The Sun. Ei cred că muncitorii s-au folosit de scripeți pentru a trage blocurile de piatră, folosind apoi un sistem de ridicare pentru a le așeza în vârful piramidei. Ei bine, cele mai vechi piramide cunoscute din Egipt se găsesc în Saqqara, la nord-vest de Memphis. Printre acestea, piramida de la Djoser, finalizată în anul 2611 înainte de Hristos, după 19 ani de lucrări. Este o piramidă în trepte, construită chiar deasupra orașului Memphis, care a fost proiectată de primul arhitect din istoria omenirii, Imhotep. Mai exact, piramida de la Saqqara este o dovadă a ingeniozității arhitectului, pentru că mai multe uși cioplite în piatră masivă sunt implementate în clădire. În mod surprinzător, aceste uși par întredeschise, dar nu lasă nicio șansă muritorilor să pătrundă prin ele. Cât despre construcția inițială, se spune că aceasta a fost alungită și înălțată succesiv, proces care a necesitat aducerea a peste 200.000 de tone de piatră, până când Imhotep s-a declarat mulțumit. Structura propriu-zisă a fost ulterior acoperită cu calcar, piatră care, după câte se pare, a fost utilizată pentru prima dată la construcția de piramide chiar la Saqqara. Blocurile erau așezate cu grijă, astfel încât să redea efectul vizual al treptelor și chiar să corecteze eventualele defecte. În opinia arheologilor, construcția în trepte nu este întâmplătoare,
dorința arhitectului fiind de fapt aceea de a realiza o scară pe care sufletul faraonului să poată urca la cer. Piramida în trepte are un design revoluționar pentru vremea respectivă. Inițial, a fost construită o singură clădire pătrată de 8 metri înălțime, care adăpostea mai multe camere legate de un labirint. Arhitectului i-a venit ideea ca peste această construcție să mai înalțe o alta mai mică și deasupra ei o alta, și tot așa până în vârf. Rezultatul a fost unul uimitor, pentru că astfel s-a născut prima piramidă etajată din istoria omenirii. Dar cine a făcut piramidele egiptene? Potrivit unor informații, piramidele ar fi trebuit construite de către arhitecți și inginerii de rang înalt, care să dea o formă unică acestor construcții. Cu toate acestea, spun cei care au cercetat acest subiect, lucrările de construcție ar fi fost lăsate pe mâna unor muncitori necalificați, care ar fi muncit în schimbul unor alimente și pentru un salariu. De ce au fost construite piramidele egiptene? Manualele de istorie ne spun că majoritatea piramidelor au fost construite ca morminte pentru faraonii care au condus Egiptul antic. Deși s-a vorbit mult despre aceste construcții sofisticate și pline de mister, istoricii nu s-au pus încă de acord cu multe dintre detaliile construcției acestora. Multe dintre informațiile științifice s-au dovedit în cele din urmă eronate, acest lucru sporind misterul din jurul piramidelor. Asta demonstrează că un adevăr științific de azi poate fi dovedit ca fiind un fals mâine. Concluzia este că o doză cât de mică de scepticism este necesară, indiferent din care zonă vine informația, cea a științei sau cea a teoriilor conspiraționiste. Din oricare parte ar veni informația, ea poate fi eronată pentru ca o nouă teorie să fie credibilă în anii care urmează. O echipă de arheologi a descoperit papirusuri datate din timpul domniei lui Khufu, în apropiere de Marea Roșie. Un papirus notează faptul că în al 27-lea an al domniei lui Khufu, fratele său Ankaf era vizierul, cel mai înalt oficial al regelui. Deși Ankaf deținea al doilea cel mai înalt rang în imperiu, cercetătorii afirmă că este posibil ca altă persoană, vizirul Hemiunu, să se fi ocupat de construcția piramidelor. Cercetătorii încearcă să afle modul sofisticat de construire atât al mormântului, cât și al templelor. Oamenii de știință au afirmat că egiptenii aveau abilitatea de a alinia structura foarte precis pe unghiul nordului geografic. Într-un raport publicat recent de Asociația Cercetătorilor Egiptului Antic, Glenn Dash, inginer implicat în studierea piramidelor egiptene, a afirmat că alinierea perfectă cu nordul a piramidelor ar fi posibilă prin cercetarea cercului polar. Egiptenii urmăreau steaua polară Polaris și, în funcție de amplasarea acesteia, ei amplasau la rândul lor sfori pentru o aliniere perfectă. În ultimii ani, arheologii au studiat papirusul descoperit în portul din Giza. Papirusul dezvăluia importanța portului. Prin el se transportau blocuri de piatră folosite în structura exterioară a piramidelor. Lângă portul din Giza a fost descoperit un oraș care era format din case mari pentru oficiali. Într-o baracă pentru trupe a fost descoperit un număr mare de sigilii de lut. Muncitorii obișnuiau să locuiască lângă piramidă. Diferiți arheologi au estimat că forța de muncă pentru construirea tuturor celor trei piramide din Egipt era în jurul a 10.000 de persoane. Pentru a hrăni muncitorii, arheologii au descoperit că în fiecare zi erau ucise nenumărate capre și oi pentru a produce peste 2.000 de kilograme de carne. Și totuși, cum a fost posibilă construirea acestor piramide la asemenea nivel de precizie?
și cum este posibil ca aceste piramide să fie construite exact în centrul suprafeței Pământului. Marea piramidă a lui Cheops, veche de peste 4 milenii, se găsește exact în centrul suprafeței Pământului. Cine a construit-o trebuia să aibă hărți sofisticate din sateliți. Piramidele egiptene au fost întotdeauna considerate drept cele mai misterioase construcții de pe Pământ. Nimeni nu știe cine le-a construit, de către cine și la ce scop servesc ele, deși au fost emise de-a lungul timpului extrem de multe teorii. Cea mai celebră piramidă egipteană este cea de la Giza, cunoscută sub numele de Marea Piramidă a lui Cheops. Aceasta se află pe lista celor 7 minuni ale lumii antice. Ea a fost cea mai înaltă construcție din lume zeci de secole, până în secolul al XIX-lea, în 1889, când a fost construit turnul Eiffel din Paris. Piramida lui Cheops avea la început 146 de metri înălțime, dar azi are doar 138 de metri, ca urmare a eroziunii produse de-a lungul secolelor. Cum se putea cunoaște centrul geografic al Pământului, când la acea vreme oamenii de atunci încă nu dețineau tehnologia măsurătorilor pe distanțe mari și când multe țări sau continente încă nu fuseseră descoperite? De secole, piramidele din Giza au încurcat cercetătorii. Mare parte din mister este strâns legat de acele camere ascunse. Însă, mai important este cum au reușit egiptenii să construiască astfel de structuri impresionante, asta fără tehnologia modernă. Una dintre cele mai confuze probleme pe care cercetătorii se chinuie să o înțeleagă este modul în care aceste structuri au fost aliniate aproape perfect. Cu toate că este ușor înclinată în ansamblu, laturile pătrate ale piramidei Giza, de 138,8 metri, sunt destul de drepte și perfect aliniate de-a lungul punctelor cardinale, nord, sud, est, vest. De fapt, toate cele trei mari piramide egiptene, două la Giza și una la Dashur, sunt aliniate într-un mod pe care nu te aștepta să-l vezi într-o epocă fără drone, planuri și computere. Toate cele trei piramide prezintă aceeași eroare, ai putea spune. Ele sunt rotite ușor în sens invers față de punctele cardinale, spune Glenn Desch. Deși există multe ipoteze cu privire la modul în care s-a realizat acest lucru, fie a fost folosită steaua polară pentru a alinia piramidele, fie umbra soarelui, nimeni nu a reușit să spună concret cum a fost posibil asta. Echinocțiul este considerat ca fiind momentul în care planul ecuatorului Pământului trece prin centrul discului Soarelui, iar ziua este egală cu noaptea. Conform cercetătorilor, în istorie există trei civilizații care prezintă decalaje evidente față de alte civilizații. Ne referim la atlanți, sumerieni și egipteni. Faraonii sunt reprezentați având cranii alungite, statură impozantă, buze mari, o aliură androgină, sâni, coapse mari și o statură impozantă. Înfățișarea lor este diferită de cea a egiptenilor de rând. Astfel, se naște întrebarea logică: s-au implicat extratereștrii în construirea piramidelor egiptene? Cine mai crede în coincidențe? Acest lucru arată că o civilizație extrem de avansată a știut exact configurația Pământului și i-a ales să construiască piramida lui Cheops exact în centru. Iar cunoașterea precisă a suprafeței Pământului înseamnă crearea unor hărți din sateliți. Cine deținea sateliți acum peste 4.000 de ani? Vechii egipteni? Sau aceștia au obținut informațiile de la alte civilizații anterioare ale Pământului? E posibil ca egiptenii antici să se tragă din atlanți, care au fost extrem de avansați din punct de vedere tehnologic?
Teoria implicării extraterestrilor în construcția piramidelor egiptene a fost lansată acum câțiva zeci de ani de specialiști egiptologi de renume mondial. Bineînțeles că teoria a avut și susținători, dar au existat și persoane care au combătut toate probele supuse discuției. Devine din ce în ce mai logic că numai o civilizație cu un grad ridicat de cunoștințe putea realiza astfel de construcții. Cum ar fi fost posibil să măsori cu sfoara distanțele și să construiești asemenea coloși? Deci, civilizația antică dispunea de o tehnologie mult mai avansată. Nu poate fi nici pe departe ceea ce credem sau am învățat noi la școală astăzi. Este greu de crezut azi că asemenea mamut a fost construit pe sistemul de pârghii, sculptând roci cu dalta și cu ciocanul, sau folosind forța de tracțiune animală. Anticii au avut cunoștințe despre centrul geografic al Pământului și nu numai. Dacă înmulțim masa Marii Piramide de 5.955.000 de tone cu 10 la puterea 8-a, obținem exact masa Pământului. Este aceasta doar o simplă coincidență sau o civilizație extraterestră care posedă cunoștințe pe care omul modern le-a descoperit în istoria recentă, utilizând sateliți și aparate de înaltă tehnologie? Mai multe amănunte le vom discuta cu o altă ocazie. Cert este faptul că piramidele din platoul Giza sunt dovada vie a unei construcții pe cât de impunătoare, pe atât de inteligente. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și, ca de obicei, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Așteptăm cu interes părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Cu sprijinul și suportul vostru, vom continua să aducem mai multe argumente pro și contra acestor mistere neelucidate încă. În prea multe cazuri, s-a demonstrat că am fost mințiți. Haideți să încercăm să facem puțină lumină. Pe curând!